A devenit o tradiție ca primăria Slatina să premieze excelența în educație. Acest lucru s-a întâmplat la Gala Campionilor, eveniment organizat de municipalitate în cadrul Zilelor Slatinei. Elevii de nota 10 au apreciat faptul că rezultatele lor sunt răsplătite. Este o idee, nu știu, foarte frumoasă pentru acei copii care au muncit un an întreg pentru a ajunge la media 10 și... Da, mulțumim. Ați muncit mult ca să ajungeți la performanța asta. Cum a fost? Foarte frumos. Și greu, nu? Anul trecut să înveți să ai numai 10. Teoretic nu a fost așa de greu. Mi se pare un lucru bun, pentru că ar trebui să fie apreciate toate eforturile depuse de copii în cadrul școlii și în cadrul lucrurilor făcute în afara școlii. Cei care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale au fost felicitați de organizatorii Galei Campionilor și dascălii lor au fost recompensați anul acesta de Primăria Slatina. Primăria municipiului Slatina perpetuează și promovează această atitudine, mai ales că astăzi este o zi specială pentru noi, pentru slătineni. Vreau să mulțumesc primăriei municipiului Slatina pentru că recunoaște valoarea copiilor noștri. Acum, la acest aniversar, aș vrea să vă urez la mulți ani Slatina, la mulți ani slătineni. Avem anul acesta 31 de elevi premiați, elevi care au obținut media 10, fapt ce este îmbucurător pentru că numărul lor a crescut și sper că anul viitor să ne regăsim și în rândul premierilor pentru participarea la concursurile și olimpiadele școlare. Sunt foarte entuziasmat deoarece această premieră are loc de foarte mulți ani și este ceva foarte frumos din partea lor. Anul acesta sunt premiat pentru că am obținut media 10 în clasa 8-a și pentru că am participat la olimpiadele de matematică, informatică și robotică, unde am obținut și rezultate. Ne bucurăm foarte mult și ne place pentru că acest lucru a devenit o tradiție și este un lucru foarte frumos. Sunt premiat pentru media 10 obținută în clasa 8-a și pentru olimpiada de robotică. Mă bucur că suntem apreciați și că ne premiază și că văd că obținem rezultate și e un lucru foarte bun și sper să obținem cât mai multe rezultate. Se pune accent pe răsplătirea elevilor capabili de performanță și se păstrează un standard înalt al educației în municipiul nostru. Am participat în fiecare an la națională din clasa 5-a până între a 8-a, iar în clasa 10-a m-am calificat iar și am participat de asemenea și de două ori la Olimpiada Internațională de lectură. În clasa 7 și în clasa 11. Atunci când simți că cei din jur îți apreciază efortul, care este unul indiscutabil, simți că ai puterea să treci mai departe, să treci peste obstacole și îți găsești de fiecare dată voința să lupți mai departe. Ne onorează acest premiu, mulțumim Primăriei Slatina, pentru că astăzi, la aniversarea a 650 de ani de atestare documentară, am fost premiați și olimpicii județului Olt au fost premiați. Pe noi ne onorează, ne face să ne simțim mândri că suntem slătineni și vom încerca și mai departe să aducem prestigioase premii acestui oraș. Ne dorim ca și în anul următor, întrucât începem un nou sezon al olimpiadelor și al concursurilor școlare, să avem rezultate, copii minunați în continuare, există copii care muncesc, sunt copii care de asemenea au depus o muncă intensă, sper ca în urma olimpiadelor naționale să avem din nou motive de bucurie și de ce nu să ne revedem la anul pe aceeași scenă. Anul acesta au fost acordate premii de excelență în valoare de câte 1000 de lei pentru 4 elevi de excepție, 46 de burse de merit Eugen Ionescu a câte 100 de euro, 402 burse de merit Ion Minulescu a câte 75 de euro și 56 de burse George Poboran în valoare de 50 de euro.